cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am găsit la o nouă emisiune Cafeaua de dimineață. Astăzi încercăm să discutăm un pic despre ce se mai întâmplă prin Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț și nu numai. Pentru că ieri a fost o nouă ședință, tot extraordinară. Au început să trăim în mod extraordinar la Piatra Neamț. Numai din ședințe extraordinare în ședințe extraordinare, pentru că probabil asta ne trebuie. Asta este, ca să zic așa, modul în care poate fi condus acest oraș extraordinar. Bineînțeles că nu putea să lipsească de pe ordinea de zi problema piciorului telegondolei. Deja toate părțile implicate în acest conflict administrativ, să cumpărăm sau să nu cumpărăm piciorul telegondolei, spun unii, să răscumpărăm sau să nu răscumpărăm piciorul telegondolei, spun alții, a devenit așa ca un fel de temă asemănătoare celei privind intrarea în Schengen. Avem impresia că dacă nu cumpărăm sau răscumpărăm piciorul telegondolei, Piatra Neamț își pierde identitatea. Dacă nu-l mai avem pe domnul Lupu la baza hipică sau baza hipică nu-l mai are pe domnul Lupu în zonă, iarăși orașul își pierde identitatea. Noroc că a mai salvat ceva din identitatea orașului cu bradul artificial, care nu e așa, se încadrează mirific în această zonă de munte cu brazi încă natural pe creste. Că tot vorbeam despre salvat imaginea orașului, să spunem că suntem fericiți, că avem 6 căsuțe și niște chestii făcute din niște materiale mai speciale, așa, în parc, contra sumei de 260.000 de lei, o sumă frumușică, dacă stăm să ne gândim că suntem un oraș sărac. De fapt, de acum nu mai putem spune că suntem un oraș sărac. Suntem un oraș foarte bogat din moment ce ne permitem să închiriem niște șmecherii de pe la Oradea. Nici nu vreau să mă gândesc cât e comisionul ăla, nu palpabil, ăla e numai la Uniunea Europeană. Comisionul ăla așa, la modul... Bă, avem un prieten la Piatra Neamț, bă, uite ce bine, lasă-vă, că îl ajutăm și noi, așa, spiritual, din când în când ne rugăm pentru el de la Oradea, ca să mai cumpere încă un loc de joacă, să mai facă și la anul închiriere de căsuțe. Da, revenim la căsuțe. În primul rând aș vrea să vă arăt, să vă spun că zicala aia, Consiliul Județean sau Consiliul Local Piatra Neamț, tot una e, ca să nu zic de partide, începe să devină extrem de adevărată. O să-l rog pe colegul meu Bogdan să pună o imagine cu sala, ca să vedeți, mărește-o Bogdan, mărește-o, mărește-o, ca să vedeți cam cum arată o ședință de Consiliu Local extraordinară la Piatra Neamț. Acolo unde sunt scaune goale ar fi trebuit să existe niște consilieri. O parte dintre ei există, dar virtual. O să te rog, Bogdan, să pui și imaginea cu consilierii noștri virtuali. Ia uitați-vă, aceștia sunt, doamna de sus nu este, dânsa este secretarul Consiliului și probabil că e persoana care s-a străduit să-i aducă la ședință pe consilieri, se străduiește să-i aducă la ședință pe consilieri. Ideea este că, pe de o parte, Ionel Arsene și Consiliul Județean este criticat că face ședințele online. Aici asistăm la un hibrid online cu plen. Ceea ce duce la tot felul de inadvertențe, se discută greu. De ce online?
Pentru că și că se poate. Dar atunci, haideți să avem aceeași unitate de măsură când vorbim despre Consiliul Județean și când vorbim despre Consiliul Local. Nu de alta, dar să nu avem în timp o suprapunere de imagini, îmi pare rău că nu o putem face pe ecran, între chipul lui Ionel Arsene și al lui Andrei Carabelea, din acest punct de vedere. Acum, revenind la ședință, la ședința în sine, să spunem că domnul Carabelea a introdus din nou proiectul pe ordinea de zi. O să încerc și eu să-l dau de pe ecran de la noi. Introducerea domnului Arsene în subiect, domnului Carabelea în subiect. Văzând că ați venit cu un elan foarte pozitiv, aș dori să îmi permiteți să adresez câteva cuvinte. Merge greu transmisia. Vreau să explic de ce am pus pentru pe ordinea de zi a acestei ședințe din nou proiectul care vizea Andoleșia bazei hipice. Pentru că este ultima șansă, dacă vrem, astăzi mai putem face asta. Pentru că vom avea, este un termen de licitație, ultimul termen de licitație, pe data de 21 decembrie, termen până la care trebuie să îndeplinim o serie de formalități în cazul acordului, exprimării acordului Consiliului Local pentru participarea la această licitație. Dacă nu facem asta, practic primăria și, în speță, Consiliul Local abandonează telegondola și baza hipică în voia sorții. Ne oprim aici pentru că deja cunoaștem toate aceste argumente. Apropo de telegondolă, baza hipică abandonată în voia sorții, problema, pentru ultima dată discutăm această chestiune aici, problema este foarte simplă. Pe de o parte, ce spune primarul Carabelea că, domne, abandonăm telegondola și baza hipică, are așa un pic de acoperire în fapte. Dar de ce s-a ajuns în situația asta? Pentru că onor executivul primăriei, onor Consiliul Local și-au bătut joc. Până în momentul în care au simțit că e vorba de rezolvat ceva, nu știm ce, așa pe ultima sută de metri, de Perla Invest. Perla Invest a ajuns în postura în care este, în insolvență, cu plan de reorganizare, mă rog, aprobat de primărie, pentru că pe nimeni n-a interesat ce se întâmplă acolo. Acum au găsit toți o jucărie. Primarul a găsit o jucărie în piciorul telegondolei și în baza hipică cu care se luptă pentru a-și face imagine. Nu poți să susții tu, primar, acum că dai 1.400.000 de euro pentru o chestiune care zici tu că reprezintă imaginea orașului, fără să vii să spui ce vei face în continuare. Dacă faci asta, nu te crede nimeni, nici măcar consilierii care sunt acolo să puși să voteze de la partid. Nici măcar domnul Adrian al lui Gheorghe nu vă crede, care a participat probabil în calitate de consilier și în momentul în care a fost votat proiectul telegondolei. Este o problemă. Nu ai un plan, nu poți cere să cheltui 1.400.000 de euro. Planul deocamdată, cu scuzele de rigoare, n-a fost prezentat în mod oficial nicăieri. Chestiunea aia că prima dată cumpărăm și pe urmă vedem noi cam ce facem, este cam cum spunea Gheorghe Ștefan când a lansat telegondola.
O să fie, o să facem, o să dregem. Știți, dar n-aveți autorizația acolo. Ei, acum, lăsați, vedem noi cum facem. Și am ajuns în situația în care primăria a plătit ratele pentru Perla Invest. Și acea sintagmă, răscumpărarea, deci plătirea încă o dată, achitarea încă o dată a proiectului Telegondola, este adevărată. Îmi pare rău că o spun, este adevărată. Dacă vreți, facem calcule pe hârtie. Pe de altă parte, încăpățânarea celor din opoziție, care nu discută concret și coerent cu executivul pentru a găsi o soluție la chestiunea asta, un consilier de la PNP spunea, nu-i treaba noastră, nu-i treaba noastră, voi să oferiți soluții. Dați un pic, tovarășul. Este treaba dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți consilier local. Dacă ați uitat, mergeți, treceți prin alfabetizare administrativă, luați legea și citiți care sunt atribuțiile consilierilor. Și drepturile, dar și obligațiile. Și după aceea mai vorbim. Deci, încăpățânarea cu care nu se stă de vorbă este demnă de o cauză mai bună. De fapt, băieții ăștia, pe de o parte primarul cu ai lui, opoziția cu ai lui, n-au nicio treabă cu piciorul Telegondole. Ei au o treabă cu imaginea. Cu imaginea, cu modul în care se raportează fiecare la cum sunt văzuți de opinia publică. Pentru asta sunt capabil să facă orice. Cine au lipsit de la ședință? A lipsit doamna Florentina Moise și cu doamna Alina Tatomir. Cine sunt cele două doamne? Cele care erau în AGA de la Perla Invest. Cine a fost în AGA de la Perla Invest înaintea lor? Ce responsabilitate au cei din Consiliul Local acesta trecut? Celălalt, care nu și-au bătut capul deloc și au votat, scuzați-mă, ca oile, proiecte de hotărâre prin care se dădeau terenuri, bani, către Perla Invest. Ei chiar n-au nicio responsabilitate. Și acum vine domnul, am făcut o plângere penală și o să o fac eu publică. Păi da, faceți-o publică, domnul primar. Faceți-o publică să vedem ce argumente aveți. Poate ați descoperit, uitându-vă înapoi în primărie, niște lucruri care sunt cu adevărat penale. Și poate ne spuneți și nouă care sunt. Nu lăsăm lucrurile așa într-o ambiguitate administrativă. Unul spune, păi explicați, altul spune, păi da, ce ați vrut să spuneți? Lăsați că știți dumneavoastră. Nu, domnilor, jucați cu cărțile pe față. Că unii dintre voi sunteți specialiști la poker. Nu? Cam așa stau lucrurile. Apropo de piciorul Telegondolei, în rest, să fim fericiți. Domnul Lupu a plecat cu colindători în oraș. O să vedem iarăși o sanale ridicate Consiliului Județean, Consiliului Local, că de acolo vin bănuții când sunt competiții. O să vedem critici la adresa celora care nu votează pentru Telegondolă. Critici uitate când te duci și colinzi, era să spun altceva, la Consiliul Județean și ridice o sanale PSD-ului, etc., etc. În rest e bine. Noi avem, cum spuneam, parc de Crăciun, avem tărâmul lui Moș Crăciun, stăm bine, nu avem probleme, la Consiliul Local sunt bani inclusiv de împrumuturi, după cum și la Consiliul Județean sunt bani purcoi. Și atunci, de ce ne mai plângem că o ducem greu cu bugetul? Nu o ducem deloc greu. Suntem un oraș potent. În condițiile în care ai 500 de mii de lei ca să cumperi un brad artificial și niște
caroiaje și să le pui în parc cu niște lumini care n-ajung, care sunt insuficiente, o spun aia care lucrează ca să le întindă, vă spun eu. Nu cetățenii. Cetățenii se duc și așteaptă. Că li s-a spus, domne, vin producători locali, domne, acolo. Deci vin producători locali. Te duci, chiultoș 1, chiultoș 2, vafe 1, vafe 2, niște plăcinte pe așa și până acum mâncai o mâncare absolut locală, numită somon la, pe plită. Mai aveai niște hamburgeri, iarăși locali, și cam atât. E de bine. În definitiv, târgul ăsta este bun pentru că te poți plimba. Altceva nu prea mai ai ce face pe acolo. Te plimbi o dată, de două ori, de trei ori, timp de... La Roman, în Consiliul Local, primarul dă drumul la un proiect de hotărâre pentru ca să scape de apa serv. Un proiect de hotărâre, a mai fost unul, a picat în instanță, în ambele instanțe unde s-a judecat, acum se face un nou proiect. Cu despăgubiri, cu chestii, cu trestii, cu etc. Bun. Foarte bine. Foarte bine. Ni spune cineva, a căzut sunetul. Ne scuzați, dar s-a dus o baterie, am pus alta în loc. Foarte bine. E ok. Nu face serviciu, adio cu ei. Dar ca să vezi șmecherie. După câteva hotărâri, o alta, în care tot primăria Roman are un alt proiect de hotărâre, în care, numai o secundă ca să nu greșim, dacă reușim să găsim, are un alt proiect de hotărâre. Romanul renunță la apa SEF, dar îi cofinanțează investiția. Asta, da, administrare. Pe de o parte vrei să scapi de ei, dar după aceea zici, băi, ai totuși, dacă au o investiție, hai să cofinanțăm și noi acolo, că după aia ne compensăm noi cumva. De fapt și acolo este aceeași șmecherie cu aceeași pălărie. Multă imagine și puțină administrație. Deși problema apei este una care ar trebui să preocupe nu numai orașul Roman. Acestea fiind spuse, ne oprim aici cu emisiunea, pentru că nu e așa, suntem fericiți ca români că stăm la poarta Schengen cu plăvanii noștri care ne conduc, noi pe post de viței la poarta nouă. Cele bune, să fim iubiți, să fim protejați de NATO, de umbrele, de veselu, de domnul Klaus Werner Iohannes, de Ionel Arsene, de Andrei Carabelea. Și la așa protecție, vă spun eu, aveți grijă de voi fiecare, că nimeni nu vă are grijă.